Salutare tuturor, eu sunt David și bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de GTA Real Life aici pe FPlayT. Tot la muncă, băieți. Sunt puțin supărat deoarece nu am reușit să vă filmez un ISCTR pentru că nu s-a mai făcut cât am fost eu pe server sau tot amânat. Am fost la vreo 3 regrupări și degeaba, deci în continuare n-am fost la primul meu ISCTR. Să vedem, astăzi probabil o să dăm examenul pentru transport, să vedem, de transport de ținuți. Dar nu știu încă 100%. Să vedem ce și cum. Haideți să anunțăm că am intrat și noi pe tură. Pe 3080-41. Bun. Hai să mergem, mă băiesc, către celule să vedem care e situația. Ia stai să-mi pun și astea. Bun. Ia uite pe băieți. Salut, colegii. Salut, bleu. Ce-au făcut băieții? Iar s-au luat la bătaie? Nu rog că i-am bătut. Am înțeles. Hai că mă duc la celule. Bun. Și vreau să vă spun, fraților, ieri am luat un warn, primul meu warn de pe server, însă l-am și șters. Da, deci am plătit. Hai să vă explic și cum am luat warn, pentru că este foarte, foarte simplu. Și îmi asum greșeala, adică a fost 100% greșeala mea, să zicem. Bine, am fost și provocat, dar oricum este greșeala mea, pentru că trebuia să îmi asum acest lucru. Bun, băieți, deci eu eram chiar aici, la peretele acesta. Eram singurul agent de pază la momentul respectiv, pe tură. Bine, mai era un coleg, dar era la camere. Și cum stăteam eu frumos aici, am auzit, practic, eu am auzit, dar nu puteam să mă fac aud pe bune, că ei șopteau pe la ultima masă de acolo că vor să-mi ia la bătaie. Eu eram pregătit să-i bag la regim închis pentru că eram efectiv depășit numeric. Și na. Au sărit băieții la bătaie, eu m-am panicat, bine, nu că m-am panicat, înainte fusesem și înjurat, de ei știți cum e aici, ești înjurat, trebuie să taci din gură, să așa. Și am venit la bătaie și aici a fost greșeala mea, am făcut power gaming în timp ce eram cu bastonul și dădeam în ei. Am dat și pe stație că am nevoie de întărire la penitenciar și am dat și un BK0. BK0 fiind un cod din acela, cum apare sus acolo BK3. BK3 e pentru situații mai puțin grave, eu am dat BK0, direct a venit o grămadă de poliție aici. A venit adminul, dar ce să facem? Ce se întâmplă, mă băieți? Băiatul n-are cădușele? Colegul, băiatul n-avea cătușele sau n-am văzut eu? Nu. Ah, ok. Da, normal ar trebui să aibă. Ce faci cu telefonul scrisat chiar la tine? Cum adică n-ai zis? Te rog să-l înțelegi. Te rog să-l înțelegi. N-am nimic la mine. Aruncă-le jos. Aruncă-le jos. N-auzi că n-am nimic la mine. Tu n-auzi că aruncă-le jos acum imediat? N-auzi că n-am nimic la mine. Păi, frate, aruncă-le jos. N-am nimic la mine, n-am ce să nu. Întoarce cu fața la perete. Dacă eu le-am văzut în geantele la tine, nu mă faci pe mine. Poate ai văzut urme de ele. Nu am văzut urme de ele, dar hai. Te iau pe aplicația. Stai pe loc, dar nu mă trecesc pe aplicația ta. Nici mine. N-am nimic la mine. Păi, vorule, ce fac? Tu? Aruncele. Ești terminat mental, n-am nimic aruncele la mine. Dacă mi-mi arată că ai alea la tine, ce le ai la tine? Nu mă lăpă mâine că nu ai alea la tine. N-am la mine. Hai să mai controlez-o dacă nu-i problemă. Eu mai controlează-mă de 13.000 de. Bă, ți-am găsit o apă, un telefon, o stație radio și bandaje. Bravo ție că le-ai găsit, nu-s acolo. Le-am găsit pe stea că le ia. Păi n-ai ce să iei că nu-s acolo, ce ton au. Tu le-ai la mișto pe colegul? Da, păi dacă el mai pune la mișto, și că am telefon și stația radio. Eu nu înțeleg ce iei tu de acolo, că ea nimic. Telefonul și stația radio. Păi dacă nu le-am acolo. Dacă nu le dai, fac un bon de masă. Fă bon de masă. Hai să vedem, băieți, că sunt probleme aparent. Faci bon, colegul? N-am făcut.
Eu o să fiu sus aici. Okay. Să vedem, băi, chiar sunt curios ce se întâmplă. Eu n-am avut până acum situații de genul ăsta cum ar trebui să stea. A, nu, nu-mi place așa. 6. N-am avut situații de genul să percheționez pe cineva să-l găsesc cu chestii. Nu. Dar am pățit ieri două cazuri în care au fugit de la poartă și cred că o să cer aprobarea ca de acum înainte să fac și poză, gen la numerele de matriculare. Așa că pot să-l văd, dar trebuie să rolez ca și cum îi fac o poză, că altfel nu prea am de unde să știu. Salut! L-am dus la infirmerie, l-am dus la infirmerie, l-am adus aici, i-am spus că fac o scurtă percheziție. L-am percheziționat și mi-arată la care încheiată telefon și stație. I-am spus să mi le dea și nu vrea să mi le dea. Toți zice că, zicea aia că iau aplicație să arăt că n-am nimic. Și am zis că n-am nevoie să arunc cele de la cele alea. Dacă i-am rulat că le-am ascuns? Nu, dacă le-ai la tine, le-ai la tine, bro. Ba nu, dacă am rulat că le-am ascuns. Eu n-am am mai mers cu un polițist. Eu n-am dus să știu că tu le-ai rulat dacă nu te-am văzut că ai rulat, înțelegi? Ei, de-aia ține să te iau pe aplicație, să te arăt. Dar nu mă interesează, vreau să te arunc. Nu vreau. Cum adică nu vrei dacă le văd la tine în geantă? Dacă nu sunt la mine. Poți să la tine în geantă. Ică, nu sunt la mine, ce tot n-auzi? Mă auzi, băiat? Băiatul, stai un pic că e bun, iasă așa. Da, mă, scuz, dar nu știu că e ok, nu știu. Stai un pic, că nu știu dacă e ok. Păi, am mai mers, am mai făcut cu un polițist asta. E bine, dar dacă ai mai făcut cu un polițist asta, asta nu înseamnă că e ok sau nu e ok. Așteaptă un pic să cer și o opinie. Bine, mi s-a întâmplat tot așa, gen cu un ghiozan, că m-a chefui cineva. Mi-a spus cum pot să am ghiozanul la mine dacă gen nu l-am pe mine. Și a zis că dacă era tine, era tine. Și m-a chefui de-aia. Da, aici e vorba de altceva. Eu n-am văzut. Ce chestie, băiesc, am ceva, ce am înțeles ceva de rucsac și are cred că știu ceva de la el telefon. Ce vrei, bă, Crispy? A rulat că își ascunde stația și telefon. Mamă, băieți, e o situație interesantă. Că a fost el jefui de rucsac. Ce zice, nu l-aveam pe mine pus. L-aveam gen în inventar. Păi da, gen, nu poți abuza de chestia asta. Dacă nu l-ai pe tine, tot l-ai acolo, gen, brulesc că îl vezi, adică nu... N-ai cum să abuzezi de chestia asta. Că, bă, nu l-am pe mine, gata, nu are cum să-mi ia. Nu ai voie să abuzi adică de chestia. Adică, ca idee, am una ca și n-am ghiozdan, n-are de ce să-mi ia, nu? Nu, are cum să-l ia, pentru... Păi, bă, asta zic. Are cum să-l ia, pentru că n-ai voie să abuzezi de chestia asta. Asta. Aie, rulezi, îl găsești în chiloți, rulezi că ai un ghiozdan, nu știu orice, dar... N-ai voie să abuzezi de chestia asta. În pantaloni? Cel puțin asta mi-a spus bestialul. Mamă, băieți. Bestialul sau Xez, nu știu. Stai ușor să nu te lovești. Chiar te duci la infirmerie. How about, m-au zis, băieți? Mhm. Cine a făcut ghidul? Băiatul Slash. Și tu ai zis să dai Slash mi-a ascunde sub saltea, da? Da. Ok, și dacă zici, hai să zicem că polițiștii cred că e un... ăsta pe aici, un telefon. E nu căută peste tot? Și sub saltea și peste tot? Păi da, fii atent, iar la că a băgat sub saltea, dar penitenciarul e mare, poți să-l pun unde vreau. Poți să-l pun și în sală și peste tot. Păi da, da, fii atent. Când se crede într-un penitenciar că e o stație, un telefon, o ceva, toți pușcăria și să pună în celuri și pe aia să caută tot penitenciarul până să găsește telefonul. Da, să-l caute, dar el n-a vrut să caute nimic. Am pus aici și mi-a spus să le arunc. Că dacă le-am văzut la tine, normal că te-am pus să le arunci, nu? Eu și-l sens că nu-s la mine. Și dacă le vedeam la tine? Păi și deoarece, în teoria mea, eu zic că nu e ok, gen. Păi... Până la urmă trebuie să... E un joc, știi? Am făcut și eu asociați pretenda mei, da, înțeleg. Eu gen, acum, dacă mă pun să le caut,
tu ai vrut la care ai ascuns în celul ăla și poți să rulezi că vin la găsit în celul ăla, cum faci? Că tot se face fail. Exact. Ia zic, nu mi se pare ok. Mie veste lumea să nu aveți să abuzi de chestii de astea. Exact. Mi se pare prea așa, gen. Trebuie să te iei un joc până la urmă. Telefon, ce zic? Se pare prea complex, să zicem așa, pentru un joc. Are pentru 5M. Situația s-a complicat puțin, băieți. Cred că cam ăsta a fost tot episodul cu tichetul ăsta. Nu știu, mi-a zis cineva că am voie să fac asta. Adică n-a făcut de câteva ori. Și cu poliții și mi-a zis că e ok. Ți-a zis membru staff sau ți-a zis un polițist că e ok? Nu, ți-a zis dacă s-a mai întâmplat și te-au lăsat atunci, asta nu înseamnă că e ok. Sau poate ai văzut să vezi că lași telefonul în mașină. Un staff n-a vorbit. Păi și-ar fi aceeași chestie că o lasă dacă, pe mașină. Dacă un polițist a ales să-ți facă roleplay-ul în momentul ăla, ok, a mers odată, dar asta nu înseamnă că e ok. Înțelegi? Eu de asta l-am chemat și pe Sid. Nu mi se pare ok, dar am mai avut o opinie. E ceva de aceeași părere cu mine. Exact, e ceva prea complex pentru 5M. Hai să zicem, dacă era, nu știu, un script care fiecare poate avea un slot, să zicem așa. Dacă am felitor pe două. Exact. Dar așa poți să rolezi că îl ascunzi aici, îl găsi sistem, bai, ce ați făcut? Până ați făcut. Bine, le arunc și gata. Vă salut, băieți. Salut, bapă. Bapă. Le-ai aruncat? Ce s-a aruncat? Telefon, stați. Nu le-am aruncat, de ce? Cum adică? Păi ce s-a aruncat? Ți-am pus să le arunci. A, bine. Aia că ți le dai mie. Hai să fac o percheziție, te-ai la preț. Deja prieteni. Hai, vor le fau așa și gata. Da, mă băieți, cam asta a fost și cu această percheziție, să zicem, și cu acest episod, mai exact, pe episodul ăsta cam mă ține și vedeți pe ce este vorba. În data viitoare eu am fost David, nu uitați că ne vedem de seara la ora 23 pe live, așadar... Bafta, oamenilor, respect!